încredere. Bun, atunci hai să-i dăm drumul. Încercăm să încadrăm în cele 30 de minute cu prezentarea. Dar o să vă rog să fiți toleranți cu noi, că e un subiect foarte generos și cred că o să fiu un pic apureos. O să ne încadrăm în cele 30 de minute, dar noi facem toate efortul. Aveți? Da. Bun. Și aș mai avea o rugăminte, dincolo de rugămintea de a vă reflecta la un potențial challenge, care să-l atingem în chestiunea de proiect al consulting. Dacă sunt întrebări, având în vedere constrângerile de timp, și faptul că nu vreau să o lucrăm din timp, mai vreau să lucrăm la cele 30 minute, o să vă rog ca întrebările pe care, potențial întrebări pe care le aveți, să încercați să le puneți pe un post-it și eventual le discutăm la un coffee, la votăm și oricum nu o să rămână nicio întrebare neansă, dar o să discutăm la toată care. Bun. Și în felul ăsta, asta ca să nu vorbim flow, acum și doi putem focusa să acoperim ce avem în minte. Da? Dar prezentarea asta este doar un trigger pentru niște conversații pe care eu sper să le avem și să mai învățăm unii la ceilalți. Da. Bun. Subiectul ăsta legat de măsurarea eficacității echipelor e unul foarte generos, după cum spuneam. Există foarte multe debate-uri. Astăzi e un buzzword, vorbim de metrici, toată lumea pare interesată de subiectul ăsta, dar cu toate astea, sigur, fiecare dintre voi ați avut parte de conversații dintre astea care oamenii își propuneau să măsoare lucruri care nu erau ancorate în nimic. Da? Și ce vreau să spun în treaba asta? Nu, din nenumărate ori am avut parte de conversații, mai ales cu lideri, care își doreau să măsoare performanța unor echipe și veneau cu tot felul de idei. Da? Am citit, nu știu ce blog al nu știu cărui influencer și mi s-a părut și zice, hai să măsurăm și noi treaba asta. Da? Problema majoră e că în momentul în care aceste metrici care se pun pe tapet nu sunt ancorate în niște goluri, în niște obiective, ele nu au niciun sens. Produc doar noi, îți mănâncă timp să colectezi date și la urmă nici nu știi ce să interpretezi de acolo. Și atunci, întrebarea care ar trebui să ne punem de fiecare dată când ne trece în minte subiectul ăsta al metricilor, ar fi cea legată de motivul pentru care vrem să măsurăm lucrurile respective. Da? Și astăzi, dacă așteptarea din partea voastră ar fi aceea ca să plecați de aici cu o rețetă, cu X metrici pe care să le luați și să le aplicați în contextul vostru, din păcate o să fiți dezamăgiți pentru că nu există așa ceva și noi nu suntem aici să împărtășim lucrurile în felul ăsta. Nu există, sau nu încurajăm ideea asta de standardizare. Nu există lucruri care să fie universal valabil. Da? Să iei o rețetă și să o înghiți peste tot în orice context. Culturile organizaționale sunt foarte diferite la organizații la alta. Cultura echipelor, oamenii sunt diferiți. Și atunci nu are niciun sens, da? Să abordăm lucrurile în felul ăsta. Ce o să facem noi astăzi? O să ne focusăm mai mult pe procesul definirii unor metrici. Da? Care să fie utile în contextul vostru. Și bineînțeles, o să avem și niște hinturi, da? O să vă dăm și niște metrici, dar nu trebuie să le luați inemestecate, da? O iau și o aplic acolo. Bun. Așa, doar ca un preambul, dar aprociul nostru o să rezolvăm un pic mai mult. O să plecăm de la general și o să ajungem până la a particulariza un pic subiectul. O să discutăm un pic despre niște anti-pattern-uri, o să propunem o variantă de a ne defini metricile pe care noi am folosit-o. Noi am avut privilegiul să lucrăm împreună, unii dintre noi chiar și lucrăm și astăzi împreună. Și o să încerc un exemplu din lumea reală. Da? Apoi o să trecem în revistă niște metrici care sunt utilizate, așa pe scară largă, și o să încercăm să le trecem în revistă. Asta ca sursă de inspirație, cumva, o să vorbim de tooling Și o să încheiem cu partea de instrumentare și data gathering și gira și da, dar foarte, foarte succint. Bun. Cam asta noi să acoperim noi în următoarele 20 și ceva de minute. O să fie destul de complicat, dar revenim din nou la întrebarea pe care am pus-o inițial. Când vorbim de metrici, nu trebuie să ne uităm așa la o sumă de chestii care plutesc în neant, ci ar trebui să le privim ca fiind ancorate în ceva. Și primul lucru care ar trebui să ne întrebăm atunci când vine vorba de metrică, ar trebui să vedem, ok, ce vreau să obțin măsurând lucrul ăsta, da? Pentru că altfel, dacă nu facem treaba asta, o să fie greu să interpretăm metrica, adică rezultatele metricii respective. Și să luăm ceva acționabil, da? E ca și cum, nu știu, a merge la medic și, nu știu, intrăm, ne așezăm și vine medicul și începe să ne ia pulsul, ne ia tensiunea, mai știu eu ce analize ne face, fără să ne întrebe nimic, da? Cam așa procedăm de multe ori atunci când luăm o metrică bine amestecată de un bloc și încerc să pare mie pulsul aprit, ia s-a aprit, da? Când te duci la medic, medicul te invite să stai jos, te întreabă ce te doare maică, uite, mă doare, mă doare șalele, da? Faci o anamneză, da? Și identifică faptul că ai o problemă sau ai un obiectiv de atins. În cazul ăsta, obiectivul, sau mă rog, problema este faptul că te doare spatele, da? Doar șalele. Asta vrei să faci. Apoi, medicul ce face? O identificat ce vrea să obțină, se duce și prescrie niște analize. Îți zice, uite, ai făcut asta, trebuie să facem asta și cu asta, da? Să facă analizele respective și apoi vin analizele și se uită medicul și analizele alea sunt acționabile. El îl încurajează să facă ceva. Adică, se uită acolo și zice, bă, trebuie să iei medicamentul cu tare, sau trebuie să faci exercițiu cu tare, sau trebuie să ai intervenția cu tare, da? Cam așa ar trebui să se întâmple și cu metricile, da? Te duci, afli care este ținta, apoi identifici metricile care să te ajute să-ți dai seama dacă faci progres către ținta respectivă, apoi urmărești rezultatele și vezi dacă sunt acționabile sau nu. Adică, sau, da, pe baza rezultatelor îți definești o strategie, faci ceva. Adică rezultatele alea trebuie să te încurajeze să faci ceva. Bun. Și atunci trebuie să fie foarte clar de ce vrem să folosim o anumită metric sau altă. O să vorbim un pic mai încolo despre proces. Spuneam anterior faptul că nu ar trebui să ne uităm la metrici ca fiind așa un tipar sau o rețetă pe care o luăm în ghițiv și se aplică peste tot, da? Nu există așa ceva. Aici un lucru important, de fiecare dată când ne alegem metricile, ar trebui să o facem conștienți, fiind că metricile respective o să transmită mesajul că lucrurile astea sunt importante pentru noi. Da? Și atunci, dacă eu mi-aleg o metrică, nu știu, mi-aleg trupul, da? Numărul de task-uri pe care le închid într-un anumit interval de timp și spun că bă, cu asta eu măsor performanța echipei, din exterior, cum o să fie interpretat metrica respectivă, bă, ți-ți pasă de output. Da? Nu-ți pasă de rezultat, de impact. Da? Așa ar putea să interpreteze cei din afara echipei, să zic. Da? Și atunci e foarte important să ne alegem cu grijă metricile, pentru că lucrul ăsta transmite și e important pentru noi. Bun. O să trecem foarte sumar în revistă niște anti-pattern-uri și o să schițăm un pic și procesul ăla despre care vă spuneam. Anti-pattern-uri când vine vorba de definirea unor metrici. Primul lucru pe care ar trebui să-l avem în minte și cel mai mare anti-pattern este să ne apucăm să facem o diagnoză, exact ca și în exemplu cu mersul la medic, fără să avem analizele, da? Când duci la medic, medicul se uită mai întâi. Bă, ce ai aici? Uite. Ai asta, da? Și în funcție de ce vede el acolo, îți prescrie ceva. Nu te apuci să-ți definești, sau mă rog, să faci o diagnoză pe baza medicilor, înainte de a-ți defini un gol. Și atunci, mă apropii încet încet de acel proces despre care vă povesteam, de a ne defini metrici. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem, ar trebui să punem oile înaintea carului și nu invers. Da? Adică, ce e important pentru mine? Da? Dacă vorbim de eficacitatea unei echipe, ce e important pentru mine? Păi, e important ca echipa mea să, nu știu, livreze valoare, e important ca echipa mea să livreze de calitate, e important ca echipa mea să fie predictibilă, nu știu ce. Da? Astea pot fi niște obiective pe care eu le trasez. Așa înțeleg eu performanța. Și lucrurile astea sunt importante pentru echipa mea astăzi. Da? Nu mă aștept ca echipa din, eu știu, Open Space-ul de vis-a-vis să aibă aceleași obiective ca ale mele. Da? Chiar dacă sunt în aceeași organizație. Lucrurile astea se stabilesc în funcție din dinamica echipei. Și chiar dacă îmi definesc eu azi 3 metrici care le consider importante pentru mine, peste un an de zile s-ar putea metricile respective să nu mai mă ajute, să devină redundante. Pentru că echipa are alte provocări. Na? Am avut o metrică, am urmărit-o, am luat acțiuni, asta e ideea. Metrica respectivă ar trebui să fie acționabilă, să te încurajezi să iei decizii, să schimbi anumite lucruri, ai schimbat, lucrurile s-au îmbunătățit, metrica devine redundantă. Nu mai măsor chestia aia. Na? Îmi definesc ca altfel. Da? Și atunci, întorcându-ne la proces, avem definirea golului. Gol, plecând de la gol, îi definim niște metrici și apoi, pe baza insight-urilor pe care le primim de la metrici, pe baza trendurilor, o să ne dezvoltăm o strategie. Da? De a îmbunătăți cumva lucrurile astfel încât să ne atingem ținta. Deci asta este procesul și insist asupra anti-pattern-ului ăsta, de a măsura, de a folosi metrici doar de dragul de a le folosi, da? Fără să avem un obiectiv. Ce vreau să fac? Ce vreau să obțin? Să nu cădem în cealaltă extrem în care ne definim foarte multe goluri și foarte multe metrici și ne pierdem în ele. Adică ajung să ne copleșească, nu mai suntem capabili să interpretăm rezultatele, metricile respective devin inutile, cumva, da? Și acoperă cumva lucrurile care sunt importante pentru noi. Când vorbim de metrici, ar trebui să ne alegem niște metrici care să fie niște metrici acționabile și care să nu fie un număr foarte mare. Da? Pentru că o să ne fie greu să urmărim, să interpretăm rezultatele de acolo și să luăm acțiuni. Da? Până la urmă asta vrem, da? Primim date și luăm acțiuni. Bun. Ce avem aici? Vorbeam de un plan. Aici e un exemplu, un screenshot dintr-un Miro, care practic schițează procesul prin care am trecut cu un lider, împreună cu colegii, să încercăm să definim niște metrici pentru o echipă. Am plecat de la viziunea liderului. Da? Pentru el era importantă ideea de eficacitate și ideea de autonomie. Da? Și apoi am încercat să definim niște goluri de acolo. Da? Când vine vorba de eficacitate, ce înseamnă eficacitate pentru noi? Păi înseamnă ca echipa să fie capabilă să își satisfacă stakeholderii, da? În procesul de satisfacere a stakeholderilor, echipa să fie motivată, să fie ok, adică să simtă bine. Și echipa să fie capabilă să construiască punți. Sau să existe punți construite în interiorul echipei. Da? Oamenii să colaboreze între ei. Și apoi, plecând de la golurile astea, am încercat să reflectăm un pic cum am putea să măsurăm. Da? De exemplu, când vine vorba de prima dimensiune, primul gol, da? Ne-am întrebat, ok, cât de valoros este ceea ce livrăm noi? Da? Ne-am pus întrebarea asta. Da? Apoi, cât de des livrăm valoare către stakeholderii noștri? Cât de predictibili suntem? Cât de consistenți suntem în a livra valoare? Și așa mai departe. Cât de bine o facem, adică din punct de vedere a standardelor de calitate. În fine, noi ne-am pus întrebările astea și au reieșit niște metrici aici, da? O să destul un pic mai golos, vă povestească Gabi, despre cât de important să existe un echilibru între acele puțini metrici pe care ar fi util să le avem. Nu avem foarte multe, dar între alea pe care le avem ar trebui să existe un oarecare echilibru. Adică nu măsor un lucru izolat, care ar putea să aibă un efect advers într-o altă direcție. Da? Măsor, adică îmi definesc ca și gol, nu știu, fast delivery, vreau să livrez foarte, foarte repede și nu măsor poate moralul echipei, da? Și poate livrez eu fast 6 luni, dar după aia rămân singur, știi? Pleacă toți. Și atunci o să-mi povestească Gabi despre importanța relației. Bun. Trecem mai departe. Mai insistăm pe, de exemplu, dacă o să vreți. Bun. Un alt pattern e legat de vanity metrics. Da? Sunt acele metrics pe care le folosim doar ca să ne simțim noi bine. Adică, bă, uite, super cool, am lucrat 50 task-uri acum. Dar care a fost impactul? Adică e foarte posibil să pleci 50 task-uri, dar nu există niciun outcome de acolo, niciun rezultat, niciun impact. Adică comportamentul userului să nu fie schimbat în niciun fel, să nu se simte în niciun fel. E fix zero asta, deci nu. Dar, da, multe organizații au velocitate, da? Poate e util în anumite contexte, dar ar trebui să fim realiști. Da? Când măsurăm ceva, ar trebui să privim lucrurile și din perspectiva asta. E un vanity metric sau nu, da? Dacă măsor, nu știu, numărul de linii de cod scrise. Depinde acum ce vreau să încurajez, dar e un vanity metric ăsta, nu m-aș primi, știi? Nu insistăm, aici e clar. Da, consecința faptului că mă focusez pe un metric gen throughput, ar fi faptul că nu am nicio idee vis-a-vis de impactul pe care l-am creat. Da? Adică, pur și simplu, îmi dă un indiciu al faptului că oamenii sunt ocupați, adică, băi, ăștia e ca feature factory. Scot output-ul pe bandă rulantă, dar nu mi oferă niciun indiciu vis-a-vis de cât de impactful au fost lucrurile alea. Da? Și atunci nu trebuie să confundăm activitatea, de fapt, oamenii sunt ocupați și închid task-uri, băi, rup ăștia. Dar, de fapt, nu există niciun rezultat, da? Palpabil. Bun. Un alt lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere e legat de faptul că putem să cădem în capcana de a folosi metricile pentru a îi face pe oameni să se simtă prost. Și considerăm că, făcând lucrul ăsta, o să încurajăm o schimbare de mindset. Adică îi aduci toți în ședință și îi zici că mergi tot. Dar uite ce ați făcut aici. Te zbați, adică ia uitați ce trebuie, ceva dus în cap. Aici trebuie să păstrăm un echilibru între a crea un sense of urgency. Putem să facem lucrul ăsta prin intermediul metricilor și util să facem lucrul ăsta. Adică dacă vreți să introducem o schimbare în organizații, avem nevoie de acest sense of urgency, da? Dacă suntem pasionați de change management, noi știm că ăsta e primul lucru, trebuie să crezi sense of urgency. Poți să faci, să crezi acest sens of urgency cu o metrică, dar nu în felul ăsta, adică aduci metrica, dar nu-i spui, băi, ești praf, da? Ci pur și simplu trebuie să îmbraci lucrurile de așa natură încât omul să fie motivat să facă ceva. Să nu fii demotivat, să se simtă prost pentru că nu a făcut, da? Ci să încurajeze să facă ceva, da? Și e ok, vă încurajez să folosiți metrici pentru a crea sensul urgency, da? Dar nu să-i facem de respect. Bun. Un alt anti-pattern este acela care ne definim metrici în bucăți ca noastră. Da? Noi, mai ales dacă facem parte dintr-un sistem mai mare, ne focusăm pe echipa noastră. Știi? Avem niște limite trasate și zicem, uite, măsor bucățica asta de aici, fără să mă uit un pic holistic, să mă uit un pic de sus, să vedem în ce măsură metrica respectivă ar putea să aibă un impact negativ asupra sistemului. Organizație, da? Cumva. Deci ar trebui să ne uităm de sus. Așa? Și asta e foarte importantă. În momentul în care privești metricile ca un scop în sine, da? O metrică nu e un scop în sine, da? O metrică este un mijloc, da? Să te ajute să poți să-ți îndeplinești obiectivele pe baza strategiilor pe care le definești, luându-ți datele de acolo, da? Am văzut adeseori metrici fiind abuzate, mai ales de lideri, da? Și fix asta se numează și teming, dacă îi dai o țintă unui lider, da? Trebuie să ating o anumită metrică, lui nu-i mai pasă, nu se mai gândește, ok, dar folosesc metrica asta ca să obțin golul cu tare. Da? lui, el vrea să vadă doar cifra că crește acolo, dar nu se uită la gol, dacă golul este atins, da? El calcă tot în picioare ca să se vadă cifra curvă, da? Și atunci, mare atenție când vorbim de metrici, să încercăm golul să avem în minte și metrica să o privim doar ca un mijloc, da? Ce ar mai fi discutat aici? O metrică nu e bună sau e rea, că am mai aruncat eu așa pastile pe aici cu velocitatea sau truputul. Astea nu sunt metrici nașpa, ci depinde cum le folosim, da? Ca și cum ai focul și tu la el. El nu e bun sau rău, nu are calitate intrinsecă a lui de a fi bun sau rău. Pui foc și faci ceva de mâncare bun, dacă vine și ți-ar de casa, nu mai este bun, da? Dar depinde cum îl folosești. Așa e și cu metrici. Da? Poți să ai o metrică care nu sună foarte bine, gen truputul, și, sau velocitatea, sau mai știu eu ce, dar care să fie foarte util într-un anumit context. Și invers, poți să iei o metrică, nu știu, poți să iei duration, cycle time, ceva, și folosit într-un context nepotrivit, să nu-ți spună nimic, adică mai mult rău să fac, da? Deci, nu există metrici bune și metrici rele, există doar metrici potrivite contextului sau unui context în care ele sunt folosite. Bun. Acum trecem în revistă un pic approach-ul nostru și apoi dăm mai cu Gabi. Deci, abordarea pe care noi o propunem pleacă de la definirea unui gol. Da? În primul rând, dacă vorbim de eficacitatea echipei, că am particularizat cu exemplul ăsta, în primul rând trebuie să fii clar pentru mine. Nu știu, sunt lider fix, sunt membru al echipei, uitându-mă la dinamica din interiorul echipei, să-mi fie clar pe ce vreau să obțin, unde cred eu că e de îmbunătățit aici. Da? Păi, uite, nu știu, vreau să îmbunătățesc timpul de livrare sau calitatea. Da? Definesc un gol acolo și apoi definesc metrici care să mă ajute să-mi dau seama dacă fac pași în direcția respectivă sau nu. După ce am definit metrica, există un test pe care noi îl propunem, care presupune să ne întrebăm, bă, metrica asta e importantă pentru customer într-un fel sau altul? Adică are un impact asupra lui sau nu? Adică, până la urmă, rațiunea noastră ca și echipă de a exista este de a servi un scop, adică trebuie să satisfacă nevoia clientului. Da? Și atunci, e important aici să avem metrici. Știu că sunt oameni de product aici. Metrici de produs. Aici mă întorzați la fel de echipă. Da? Și să fie legat de performanța echipei de impactul care l-are produsul în piață. Deci asta ar trebui să fie un test pe care ne-l dăm noi metrici. Da? Are un impact asupra clientului? 1. Și 2. Dacă mă ajută să iau decizii sau să iau acțiuni. Metrici ar trebui să fie acționabile. Dacă metrică nu te încurajează să iau acțiuni, dă foc. Nu uite de ea. Da? Trebuie să fie acționabil, să te invite să iei o acțiune. Bun. Și ultimul punct aici, am tot amintit, ar fi important să avem un echilibru, avem un inventar de metrici, care nu ar trebui să fie foarte mare. Inventarul ăsta ar trebui să cuprinde niște metrici care nu se sabotează, ci te ajută cumva să ai o imagine de ansamblu. În Linux, sintagma de balance scorecard. Da? Și subiectul ăsta o să detaliez Gabi un pic mai acolo, domnul Gabi, vă rog. Bun, păi în poziție eu nu cam jumătate din ce trebuia să zic eu. Deci it's good. Ok. S-au amintit foarte mult până acum de a ține acest echilibru între metricile pe care alegem să le folosim. Sper că este clar până acum de faptul că trebuie să măsurăm mai multe dimensiuni. Nu putem să măsurăm doar o anumită dimensiune, pentru că atunci ne vom focusa extrem pe ceva. În exemplu lui Ionuț, dacă ne focusăm foarte mult pe throughput, de exemplu, putem să mergem și să avem echipe care livrează foarte mult, dar cum spunea și el, s-ar putea oamenii să plece sau s-ar putea să nu avem calitate. Și atunci trebuie să găsim acest echilibru între dimensiunile pe care le măsurăm. Și avem nevoie să măsurăm mai multe dimensiuni, tocmai pentru a menține tensiunea asta naturală între ele. Da? Și în felul ăsta evităm consecințele dorite, vedem improvement-uri și așa mai departe. În imaginea asta de aici din dreapta, pe care noi am folosit-o ca sursă de inspirație și la final, în zona de resurse, am inclus și un filmuleț, o prezentare a lui Troy McGuinness, în cazul în care îl știți, vom share-i oricum slide-urile și cu voi. Ăsta este un model propus de el pentru a ține în tensiune aceste porte și el propune 6 dimensiuni. Din nou, nici asta măcar nu este o rețetă pe care ar trebui să o aplece toată lumea. Este o rețetă și atât, care s-ar putea să se potrivească în contextul vostru sau nu. În schimb, este un exemplu foarte bun de cum putem să ne alegem aceste dimensiuni multiple ca să ne asigurăm că nu facem prea mult din ceva în detrimentul altceva. Și dacă ne uităm aici pe Do It Right, de multe ori se află în tensiune cu Do Lots. Da? Dacă vrem calitate, nu putem să facem mult. Și invers. Vrem să facem mult, calitatea s-ar putea să aibă de suferit. Unless we're geniuses, which kind of not. Da? Do it predictably versus do it fast. Do the right stuff versus keep doing it. Da? Dacă ne focusăm tot timpul să livrăm ceva valoros, pentru toți cei care lucrăm în software development, știm că s-ar putea să, dacă prioritizăm doar și doar valoare, nu știu, s-ar putea să uităm de anumit debt care se acumulează, s-ar putea să uităm să facem niște lucruri care s-ar putea să impacteze moralul echipei și s-ar putea să ne trezim că lucrăm singuri pe proiect. Intrăm un pic mai în detaliu în cele 6 dimensiuni. Începem cu zona de quality, da? Și măsurăm calitatea, nici nu cred că mai trebuie menționat de ce măsurăm. Este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facem. Calitatea este o măsură a satisfacției clientului și nu numai. Da? Este și o măsură a satisfacției echipei în cele din urmă. Când o echipă livrează calitate, cu siguranță va avea un moral mai bun. Să nu vezi bug-urile alea apărând în backlog, e un sentiment foarte plăcut. Pentru fiecare dintre dimensiunile astea avem testate niște metrici candidat. Din nou, sugestii nu trebuie neapărat să le luați pe astea, să le folosiți, dar sunt cumva în piață, sunt destul de folosite. Escape defect rate, number of new bugs, da? Dacă apar multe bug-uri noi, s-ar putea ceva să scârție. Average defect age, da? Cât de mult durează până când începem să lucrăm pe un bug. Resolution time, da? Cât de mult durează să rezolvăm niște bug-uri, înseamnă că s-ar putea să avem niște probleme sistemice foarte mari dacă noi nu reușim într-un timp rezonabil să fixăm problemele sistemului. Și așa mai departe. Code Quality Metrics, aici echipa este cea mai în măsură să-și definească ca Scrum Master, într-o poziție de facilitator la nivelul echipei. Noi trebuie să-i încurajăm pentru că noi nu avem răspunsurile, ei le au. Și inclusiv pe toate metricile, în general, nu prea avem noi răspunsurile, ei le au. Ei știu ce mai bine. În contextul în care am pus într-un workshop cu o echipă cu care lucrez dimensiunile astea și ne-am uitat la zona de calitate, cu acești candidați pe masă, echipa a spus, dar pentru noi cred că ar fi foarte bine să vedem câte itemuri deschid cei de la suport pe zona pe care activăm noi. Și ăla a fost un lucru foarte util pentru ei. Da? Dacă echipa de suport tot deschide itemuri, înseamnă că acolo ceva nu este ok. Bun. Do it fast, da, speed, contează viteza, din nou, în echilibru cu toate celelalte, este foarte important să avem acel sens of urgency de care ne tot povestește Ionuț. Dacă o să mai veniți la prezentări sau la discuții în care o să-l auziți pe Ionuț vorbind, o să vă plictisiți de acest sens of urgency care este foarte, foarte bun. Din nou, multiple opțiuni pentru a măsura. Alegeți ceva ce este bun în contextul vostru sau nu alegeți nimic de aici. Deployment frequency cred că este un candidat foarte bun, da? ca să vedem cât de repede se livrează muncă, dar sunt multe altele dacă intrăm în zona de flow efficiency și așa mai departe. Merg un pic repede înainte, pentru că sper că lucrurile sunt destul de clare și oricum veți avea materialul ăsta disponibil. Și unul spune că ăsta este Ionuț. Exact. Consistency. Da, să fim predictibili. Poate de multe ori mai important decât să facem ceva rapid este să o facem într-un mod predictibil. Pentru că de multe ori liderii vor veni și nu vor impune odată, sperăm, dar vor întreba, și asta e o întrebare pe care am primit-o cu toții, când e gata. Și la întrebarea când e gata, putem răspunde dacă putem să fim predictibili. Dacă la noi o unitate, un increment, da? Ca să nu mă refer strict la un framework anume, dacă într-o anumită unitate de timp noi livrăm 5 itemi și apoi livrăm 15 itemi și apoi livrăm 1 și apoi nu livrăm nimic și apoi livrăm 30, dacă întrebi când va fi gata, răspunsul e Doamne ajută, din nou. We never know. Și aici, da, sunt lucruri destul de simple și din nou, Ionuț va intra un pic mai în detaliu și tool-urile pe care le folosiți vă vor ajuta. Este important să alegeți și tool-uri potrivite, pentru că multe tool-uri vă vor ajuta să puneți în practică mai ușor metricile astea. Bun. Do lots, quantity, din nou, destul de clar de ce măsurăm, ca să vedem rata de delivery a muncii complete. Asta reține complete. Eu nu intru în detaliu, pentru că asta e subiect pentru o altă prezentare. Și aici candidații sunt probabil cele mai folosite metrici, cel puțin a doua. Cred că în școala de Scrum Master, în clasa a 3-a, când se predă Scrum Mastering, la a doua lecție se vorbește despre velocity. Și de acolo rămânem și o luăm mai departe. Sunt comutatul pe tine, da? Pe vremea mea? Bun, keep doing it. Am intrat în... asta este penultima dimensiune despre care vă povestesc. Am să zic că asta este, într-o scară a importanței, din punctul meu de vedere, este pe locul 2. Dar trebuie să ne dăm seama, chiar și într-o echipă performantă, într-o echipă în care toate lucrurile merg bine, pentru cât timp putem să menținem pasul ăsta, cât timp putem să susținem un anumit ritm. Pentru că degeaba nu suntem noi super pe val și muncim dacă oamenii ajung la burnout și nu vor să mai audă de noi în câteva luni. Și aici trebuie să ne folosim de tot felul de tool-uri care poate ies un pic din zona tehnică. Da? Deja aici s-ar putea să nu ne mai ajute Jira. De fapt, cel mai probabil nu ne va ajuta. Și atunci trebuie să intrăm un pic poate în a găsi ceva care să ne arate care e moralul echipei, cât de sustenabilă este munca acum, cum se simt la muncă. Și din nou va prezenta Ionuț niște idei din zona de timp moral, dar în același timp poate și flow distribution este un indicator foarte bun pentru cine nu este familiar cu flow distribution. În development noi avem tot felul de item. Da, putem să avem feature-uri, putem să avem bug-uri, putem să avem task-uri tehnice, putem să avem riscuri la care lucrăm. Dacă nu există un echilibru între astea, dacă ne focusăm foarte mult pe a plăti debt, da? Nu o să avansăm și echipa s-ar putea să nu mai vrea. Dacă facem prea mult din feature-uri, din nou s-ar putea ca echipa să nu-și satisfacă o nevoie de a intra mai adânc în niște subiecte tehnice care pentru ei sunt de interes, care îi ajută să crească. Da? Lucrul la feature-uri s-ar putea să nu fie suficient pentru ei ca să-i mențină activi și interesați. Bun. Și ultima și probabil cea mai valoroasă, și aici la Candidate Metrics probabil veți fi dezamăgiți. Doing the right stuff, da? Să lucrăm pe ce este valoros. Și și măsurăm asta și ar trebui să ne focusăm în a măsura asta, pentru că trebuie să identificăm ce este valoros pentru stakeholderii noștri. Și nu am listat, nu îmi permit să listez Candidate Metrics, pentru că aici cred că variază cel mai și cel mai mult de contextul în care lucrăm, de nevoile stakeholderilor noștri. S-ar putea să măsurăm, nu știu, profitul pe care îl aduce o anumită funcționalitate, dacă avem acces la datele astea. Sperăm că suntem într-un context în care să zicem că product owner-ul are inclusiv bugetul pe mână. Doamne ajută, dar nu mai era. Dar dacă am avea instrumentul ăsta pe mână, atunci am putea să vedem efectiv câți bani produce ceea ce face. That would be awesome. That would be awesome. Dar în același timp, nu știu, putem să ne uităm la numărul de useri, cum a crescut, sau a scăzut, da? În sistemul nostru. Foarte, foarte variat, dar este cea mai importantă și cea mai greu de definit dimensiune în zona metricilor. Cum ne asigurăm că facem, că aducem valoare? Am mai precizat aici și foarte important, cele mai valoroase itemuri sunt cele de care stakeholderii noștri au nevoie, nu neapărat cele pe care le cer. Probabil că lucrând în domeniu, majoritatea dintre voi știți să faceți diferența sau sper că știți să faceți diferența între lucrul ăsta și challenge-uiți pe stakeholder, să ajungeți la ce au ei nevoie, nu la ce doresc. Pentru că foarte des se întâmplă ca ei să vină cu niște dorințe, vreau să faci asta, vreau să... și apoi, da, să măsori lucrul respectiv. Însă, de fapt, noi ar trebui să ne uităm la ce au nevoie, nu la ce doresc. Bun. Acum o să ne întoarcem un pic la procesul despre care am început să vă povestească Ionuț, prin care am trecut noi în a defini un set de metrici și guess what? There's no value here. Once again. Pentru că și noi, la rândul nostru, suntem muritori. Și exercițiul ăsta de a identifica metricile valoroase este un exercițiu work in progress de foarte multă vreme și sperăm că într-o bună zi să-l ducem la bun sfârșit. Ne-am găsit niște aliați foarte buni și sperăm acum să avem un pic de tracțiune. Dar în urma exercițiului pe care l-ați văzut, prin acel board Miro, am încercat să limităm foarte mult numărul de metrici, pentru că numărul de metrici candidat de la care am pornit era mult, mult mai mare. Și ne-am uitat, ok, ce este relevant în momentul de față pentru noi. And this is subject to change. Can change any day, atâta timp cât oricare dintre metricile astea nu mai prezintă valoare. Vizualizarea asta este dintr-un Power BI, unul dintre tool-urile pe care puteți folosi pentru a vizualiza metrici, cumva din afara sferei Jira, pentru că da, toții când ne gândim la tooling, ne gândim la Jira. Și e pretty straightforward, increments, da, câte unități a reușit o echipă să livreze într-un anumit interval de timp. New versus fixed bugs. Da. Aici știi să stau pe increments nu throughput, nu câte task-uri, da, ci câte lucruri valoroase de pe da. Noi avem o societate de throughput, o de acolo, nu poți să știi că plan versus action și diferă throughput-ul de increment, numărul de increment. Înseamnă câte versiuni ale produsului ai pus în produs. Da? Și sunt valoroase, adică îți aduc ceva. Da? Nu am discutat. Da, s-ar putea ca mai multe task-uri să constituie un singur increment, da, sau s-ar putea ca niște task-uri să nu constituie increment în sine, pentru că nu aduc ceva în plus, nu aduc valoare produsului. Și atunci, da, e important aspectul ăsta. Mulțumesc. Pe zona de quality, cel mai la îndemână lucru pe care am putut să-l urmărim și deși este super simplu, pentru noi aduce valoare. Și am să fac o mențiune deja de acum, este foarte important cum ne uităm la aceste metrici. Numerele în sine nu contează. sau de multe ori contează mai puțin. Ce contează este trendul și să facem o analiză asupra metricilor. Dacă ne uităm că în incrementul 10.1 echipa a livrat 4, în iterația 10.1 echipa a livrat 4 incremente, that number on its own says it's terrible. Ar trebui să explicăm acasă o parte din tot. Dar nu spune asta tot. Asta nu e toată povestea, dar trebuie să uităm câți au lucrat, ce s-a întâmplat atunci. Poate am avut un delivery foarte greu și mai departe. Le analizăm în context și apoi analizăm trendul. Dacă vedem că pentru o perioadă pe care ne alegem noi, care este relevantă pentru noi, we're going down, or we're going up, or we're keeping steady, atunci putem să tragem ceva învățăminte de acolo. Prevenind la New versus X-Pax, este super simplu, poate fi analizat la modul, ok, numărul contează mai puțin, dar hai să ne uităm overall. Reușim să fixăm bug-uri cam în același ritm, bug-urile care sunt introduse? Ok, that means we're doing okay-ish. Nu este singurul indicator, dar poate să ne spună că sistemul nostru este cât de cât sănătos. Nu introducem mai multe defecte decât reușim să rezolvăm. Planned versus actual throughput ar fi din zona de predictability. Da? Noi la începutul fiecărei iterații facem un planning, ne gândim că noi vom reuși să rezolvăm X, 10, 20 de item-uri bazat pe o estimare anterioară și apoi ne uităm, ok, cât de mult variază la finalul iterației, cât am reușit să livrăm versus cât ne-am propus, cu cât este un dezechilibru mai mare și, din nou, astea sunt niște numere, dacă vă uita aici, ar putea arăta foarte imprevizibil sistemul ăsta. Mă uit la 42 ăla și nu știu ce s-a întâmplat acolo. Erau pe steroizi, probabil, oamenii. Red Bull la micul de joc. Dar, din nou, contează care a fost contextul atunci, ce granularitate a fost, ce tipuri de aer și așa mai departe. Deci, tot timpul analizăm în context. Dar asta ne dă o imagine a predictibilității echipelor care lucrează. Tot din zona de calitate, poate în contextul nostru, și aici poate asta este un exemplu mai rar întâlnit în zona de metrici default, noi avem un tool care ne raportează câte vulnerabilități sau dependency-urile pe care le folosim noi în sistem. Și pentru că în momentul în care am făcut noi analiza asta, aveam o problemă destul de mare, debea introdusesem tool-ul și aveam o problemă destul de mare cu foarte multe vulnerabilități. Probabil că, dacă ar fi fost să putem să mergem un pic în trecut, să ne uităm, erau unele echipe aveau spre 100 de vulnerabilități la nivel de code base. Și am considerat că este foarte important să aducem metrica asta ca să creăm un sens of urgency în rândul colegilor, să menținem numărul ăsta jos. Și acum am ajuns în punctul în care, dacă ne uităm, nu mai avem vulnerabilități critice, câteva hai, dar ne învârtim sub 10. Și cam asta e un scor pe care l-am luat toate echipele. Probabil că dacă metrica asta se va menține aici, e foarte posibil să alegem să o scoatem pentru că nu mai are valoare pentru noi și vedem dacă înlocuim cu altceva. Pe zona de resilience, noi facem un assessment de team morale. Aici diferă un pic de la echipă la echipă. Vă voi oferi și Donuț un exemplu de cum putem să facem asta. Unitatea de timp vă definiți singuri, dar este important să vedem unde este echipa noastră. Cât de bine se simte lucrând pe proiectul cu oamenii în condiții. Și aici, noi, în față, de fapt, n-aș zice noi, aș spune eu, nu știu dacă aveam fix același mod, folosesc un survey propus de cei de la Operators Network. Este un survey de 8 întrebări la care colegii răspund la final de sprint. Unde ne uităm, când și unde ne uităm la metricile astea? Este și asta foarte important. Sunt metrici la care ne uităm mai des, sunt metrici la care ne uităm mai rar. unele metrici poate sunt necesare să fie urmărite zile. Aș zice că în afară de metricile astea, în contextul nostru, mai sunt și alte pe care le urmărim, nu apar în acest dashboard, pentru că dashboard-ul ăsta este the big picture. Dar noi, la nivel de daily, putem să aducem metrici pe care le considerăm valoroase pentru un număr sau un sprint. Și atunci putem să ne uităm la work item age, de exemplu. Da? Să vedem îmbătrânește ceva pe undeva, cât de mult a stat în item-ul code-ului și mai departe. Sau alte metrici le aducem la retrospectivă. Sau alte metrici poate le luăm o dată la jumătate de an, pentru că ar fi mult prea mare efortul să le facem mai des de atât. Deci trebuie găsit și contextul potrivit pentru a măsura o metrică. Și probabil că ar trebui să facă parte din analiza voastră. Dacă introducem ceva, când introducem. Noi am ales metricile astea ca un set care ne arată o imagine în timp. Nu este ceva la care ne uităm zile. Dar este foarte util. Eu personal le aduc tot timpul la retrospectivă echipei și le analizăm împreună. Și analizăm poate weekly. Aici efortul 2-12. Poate e important. Dacă e clar, poate nu are sens să discutăm, dar poate că e un trigger pentru o conversație. Pentru că, din nou, numerele în sine nu au o valoare, dar s-ar putea să fie trigger pentru o conversație. S-ar putea să fie trenul sau s-ar putea să fie... Din nou, și la timpul orar. Da? Există un breakdown mai detaliat pe acest score, da? Care arată aici 6 sau 6,28, pentru că el are mai multe axe pe care e compus. Pentru big picture in time este suficient. Pentru discuția mai detaliu pe care alegem să o avem la sprint, s-ar putea să ne uităm și să vedem că sunt niște outliers, să vedem că niște persoane nu s-au bucurat deloc de ultimul sprint. Sau că pe o anumită axă stăm din ce în ce mai rău. Și atunci ne discutăm acolo. Cool. Și dau microfonul celuilalt Ionuț. Dacă ați răstit un sandwich, ne e Ionuț cu cremă de gal și seara asta. Exact. Eu voi veni cu o listă de metrici, probabil cele mai folosite, și voi avea și câteva exemple pe care le-am folosit până acum. Am discutat deja despre velocitate, vreau doar să vă spun să nu comparați velocitatea între echipe. Velocitatea e doar o metrică specifică a unei singure echipe, niciodată nu o comparăm. Cycle time, dacă vrem să optimizăm procesul de dezvoltare software. Poate e o etapă care durează mai mult. Și atunci, măsurând cycle time, s-ar putea la un moment dat să vedem unde sunt vozile de așteptare. Dar, pentru unele turnuri, s-ar putea să avem nevoie de instrumentarea datelor. Eu spun două vorbiri. Ce-i cycle time? Da, practic, e suma, avem acolo parte de jos, de asta am și pus poza stângă. E suma timpului de development, plus review, plus testare. Dar, la fel, depinde de la echipă la echipă, la companie la companie, cum o definezi. Important este că toți membrii echipei să aibă aceeași înțelegere. De asta am și pus poza aia acolo, că uneori diferă. Chiar la echipă la echipă, poate lead time înseamnă ceva. În lead time, de exemplu, este timpul total, când ne vine cererea până când e rezolvat. Și a treia metrică de pe listă este Engine Work in Progress. Am menționat-o și Gabi. Eu am folosit-o și o folosesc cu foarte mult drag, mai ales cu echipele care vor să optimizeze timpii de așteptare, unde timpul de handover e mai mare, durează mult code review, durează mult poate testarea, sau nu e comunicare în echipă. Ei vin la ei în fața acestui port, nu se pune accentul pe persoană, se pune accentul pe item. Și vedem vârsta, de când stă un item într-un anumit stadiu. Ori în review, poate, nu știu, poate avem prea mulți item în lucru, sau e ceva în concediu, sau dacă e în testing, în testare. Și astfel ne putem face planul pe următoare 24 de ore, fără să întrebăm fiecare ce a făcut el, ce face azi, pentru că ne arată obiectiv. Metrica, vedem clar. Fraților, avem o testare, ai de mea, ce facem? Ei mai lăsăm deja stau acolo vreo 16 zile. 16 zile. Haideți să vedem o vreo acțiune și în felul ăsta vedem cu momentul că e și acționat. Bineînțeles, poate fi obținută contul. Am folosit un plugin pentru Jira și un bălăgeală, care ia și calculează toate datele astea. E contra cost, parcă nu chiar atât de ieftin, dar sunt sigur că sunt toți investitorii care fac asta. Însă e nevoie de efort, chiar și în Action Bălăgeală trebuie să fii atent la pașii din workflow pe care i-are definiție echipa, trebuie la fel configurat. Astea au fost câteva metrici un pic, la fel mai tehnice. Am o altă listă de 4 metrici care merg în pereche. Avem cycle time, de exemplu, cât ne ia timpul de codare, review și deployment. Deployment-ul e cât trimitem practic codul nostru în producție. Dacă timpul ăsta e mare, nu ne ajută că noi facem deployment în producție foarte des, pentru că vrem să avem feedback cât mai rapid, fast feedback. Dar dacă vrem să avem feedback rapid, înseamnă să reducem timpii de dezvoltare. Încercăm să reducem timpii, practic, timpii de așteptare sunt mai mari. Handover e destul de mare când optimizăm un sistem. Echipa, eu încerc să o văd ca un sistem. Și pe ei încerc să-i fac să vadă, lucrează sistemic. Dau zoom out și văd unde sunt tipii ăștia de așteptare. Merge mână în mână cycle time cu deployment frequency. Dacă eu fac deployment cât mai des în producție, mi-au feedback rapid cum se comportă codul ăla în producție. Pot să fac teste, pot să rulez teste automate și așa mai departe. Pot să fac enable feedback-ul la feature. Însă, asta vine cu un cost. S-ar putea la un moment dat să introduc erori, bug-uri. De asta măsor a treia metrică, change failure rate. Din nou, vine deployment frequency, vine în pereche cu change failure rate. De ce? Pentru că vreau să asigur echipei și un mediu sigur de inovare. Dar asta trebuie să o măsor. Unde sunt? Change failure rate semnifică e rata dintre numărul de deployment-uri care am introdus un bug versus numărul total de deployment-uri. Și astfel văd unde e rata mea, unde mă situez. Dacă introduc mai multe bug-uri, atunci trebuie să lucrez undeva la partea de testare, la review, probabil pe procesul ăsta. Următoarea metrică merge din nou în mână cu 5 failure și avem mean time to restore. Dacă un membru de-a meu a căzut, îi ofer o plasă de siguranță ca echipă, astfel încât echipa se poate inova foarte repede, să ducă codul în producție. Dacă a picat ceva, știm aici că în 8 ore rezolvăm. Ideal, e doar un exemplu, dar poate fi redus timpul ăsta, evident. Și în momentul în care membrii echipei știu că pot să-și testeze codul în producție, făcând deployment cât mai des în producție, și dacă apare problemă, știm că o rezolvăm, ăsta e timpul. Dacă, în funcție de business, dacă e nevoie, reducem sau nu. Dar toate cele 4 metrici merg cumva în pereche și ne dau o imagine de ansamblu. Aceste 4 metrici sunt din cartea Accelerate, pe care am pus-o la resurse. Ele sunt mai mult pentru DevOps, lumea de DevOps, Development and Operations, dar partea, de exemplu, cycle time sau lead time for changes poate fi aplicat foarte bine și nu mai indiferent. Astea au fost câteva metrici până aici mai tehnice, să spunem. Avem și un model de Team Health Check. Cred că noi l-am folosit odată la 3 luni. Era un survey pentru a optimiza timpii, era surveiul în timpul retrospectivei. Într-o retrospectivă făceam surveiul, în următoarea retrospectivă discutam rezultatele. Aici avem mai multe dimensiuni. E doar un model din Spotify. Noi atunci am luat acest model, nu l-am folosit mot-a-mot, ci l-am adaptat la nevoile organizației, pentru că am făcut deployment în mai multe echipe, la nivel de trib. Ce e foarte interesant, dacă faceți, îl folosiți la mai multe echipe, față de Velocity, aici recomand să faceți Dar nu comparați între echipe, ci să fie o anumită discuție. De exemplu, dacă vedem că easy-over-easy într-o echipă nu e ok, dimensiunea asta doar ca direcție, că ne face și o direcție. Suntem ok sau nu suntem ok? Dacă nu suntem ok, haideți să vedem alte echipe din tribul nostru, unde lucrurile poate stau mai bine. Și putem avea o discuție, ce faceți voi la procesul de release, ce merge bine la voi, hai să încercăm și noi să aplicăm. Modul ăsta se pot implementa practici de la o echipă la alta. Dacă vreți să aplicați doar la nivel de echipă, la fel, e super, pentru că avem cumva o indicație obiectivă, nu pornim doar de la discuții, pornim de la niște indicatori. Eu aș completa că doar direcția este obiectivă, da, doar obiectiv, pentru că aici, în modelul Spotify, fiecare om este întrebat ce crezi tu despre această categorie, cum te situezi tu relativ la learning, reușești să înveți sau ce aici nu putem să fim obiectiv. Câteva detalii legate de business intelligence și toate aceste metrici practice pe care vi le-am prezentat până acum, nu le obținem foarte ușor, să spunem, out of the box. S-ar putea la un moment dat să trebuiască un al treilea tool de business intelligence. Am mai zis de tablou, de exemplu, nu l-am folosit. Eu am folosit Easy BI până acum. Colegii folosesc Power BI. Practic, aceste tooluri instrumentează datele din Jira sau din alte tooluri pe care le avem și vor agrega aceste chart-uri pe care le avem. Deci trebuie considerat și efortul ăsta, că nu le obținem foarte ușor. Nici în Jira, de exemplu. Dacă vrem să obținem anumite metrici, s-ar putea să instrumentăm, să investim efort în instrumentarea datelor. Nu mai vorbim și de cod, s-ar putea și cod să trebuia să implementăm ceva. Și am venit acolo cu câteva exemple. Mean time to restore. Cât timp ne ia să rezolvăm un incident? Nu știu, ori avem un incident management system sau le avem în Jira dacă îi facem tracking. Dar oricum ne trebuie tipul de incident, când a pornit, când a fost rezolvat acel incident. Pentru aging work in progress și cycle time. Ne trebuie timpul când s-a întâmplat o anumită tranziție dintr-o stare în alta. Asta am spus, de exemplu, cu Easy BI foarte mult și aveai timpii ăștia. Nu cred că le poți obține doar așa, din câteva clicuri din Jira. Depinde. Depinde de metrică, depinde de echipe care să facă asta. Știu companii care aveau o echipă specială pentru manager. Da, sigur. Și ele merg din nou mână în mână și cu definirea procesului, workflow-ului de Jira, cum lucrează echipa și așa mai departe. O mică notă, am prezentat doar niște exemple de metrici, nu e rețeta ideală, sunt doar câteva metrici pe care am încercat să le folosim cu echipele noastre. Și aici lista de resurse, nu? Cartea, cred că Accelerate, acel Actionable Agile al lui Daniel Vacanti, face avere Vacanti cu acel plugin, tot de la Vacanti, When Will It Be Done. Acolo este un video al lui Troy despre care povestea Gabi. Dacă aveți vreme, uitați-vă, e o chestie de YouTube, dar o să vă ajut un pic să înțelegeți contextul mai larg. Da, aș mai completa video-ul ăsta, cred că undeva în zona de descriere are un link către un Excel, un mega Excel în care se pot importa date și care generează tot felul de metrici. Chiar e o resursă bună. Dar nu luați metricele reale și de gata. Fără rețete, da? Cred că asta a fost, nu? Cred că asta a fost. Ați văzut că ne pricepem foarte bine în cadrantiv. Ar fi trebuit să avem o sesiune de informe.